Un nepalez de doar 27 de ani care era în România de câteva luni a murit în condiții suspecte. Bărbatul locuia împreună cu mai mulți colegi în căminul unei universități din București. A ajuns șomer și ar fi trebuit să se întoarcă acasă. Joi a murit. În România sunt angajați cu forme legale peste 85.000 de străini, iar 9.000 dintre ei sunt din Nepal. Conaționalii bărbatului de 27 de ani sunt șocați. Trupul neînsuflețit al nepalezului a fost găsit de un prieten în curte, într-o zonă cu pubele de gunoi. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția 20, a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, într-o anexă a unei clădiri din sectorul 6, a fost găsită o persoană care nu mai prezenta semne vitale. Personalul medical prezent a declarat decesul bărbatului, spune purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei. Bărbatul în vârstă de 27 de ani locuia aici alături de colegii săi, însă în luna august a rămas fără loc de muncă și trebuia fie să plece de aici și să-și găsească altă cazare, fie să se întoarcă la el în țară. Surse din anchete spun că acesta se simțea pierdut și nu știa exact ce trebuie să facă. Colegii nepalezului sunt convinși că bărbatul s-a sinucis și exclud o crimă. Momentan, însă, parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. În România sunt peste 85.000 de străini care lucrează în diverse domenii. Cei mai mulți dintre ei, peste 10.000, vin din Turcia. Pe locul 2 sunt cei din Nepal. Vin la noi pentru că în țările lor salariile sunt mici, iar lefurile pe care le iau aici pot fi duble sau chiar triple. Doar că viața departe de casă nu este deloc ușoară. Imigranții stau în condiții grele, duc zilnic dorul familiei și trimit acasă mare parte din banii pe care îi câștigă. Este și cazul Floricăi. Eu am fost nevoită să vin încoace, să-mi caut de lucru ca să pot să-mi întrețin copiii și familia. Fata mai mică a dat aici la facultate și eu am hotărât să vin aici în București ca să pot să o întrețin, să-mi caut ceva. Deci pentru mine n-a fost o problemă orice, doar să am un job, să am un loc de muncă. Soțul a rămas blocat în Ucraina. El nu reușește să vin, o să mă întorc acasă, că e el, dar eu le văd viitorul la copiii noștri aici în România. De cele mai multe ori sunt oameni care au nevoie și de sprijin emoțional și moral, nu doar financiar. Un ONG ajută persoanele vulnerabile să se integreze pe piața muncii și prin intermediul unor ateliere. Fiecare atelier este gândit pe, cum am spus, pe modul în care persoanele cu un nivel educațional, cu abilități mai scăzute, sunt departe de piața muncii, să poată să învețe, dar să și urmeze un program pentru deprinderea abilităților. Pe cei care îi ajutăm să-și găsească un loc de muncă, rămânem în legătură cu ei și cu angajatorul să ne asigurăm că locul de muncă pe care l-au găsit este cel potrivit. All the states are doing quite a lot, and the closer they are to the border, the more they do, because the higher the numbers are that they receive. But I think what everybody does is to see what are the needs that these refugees have. So do they want to stay? Do they want to go back? Doar în ultimele două luni au fost angajați 23 de refugiați cu ajutorul acestor ateliere.